Șoferul se deplasa dinspre Pitești spre câmpul Mușcel și a apăsat mai tare pedala de accelerație, în timp ce de pe o podișcă a ieșit un alt autoturism. Tânărul a evitat impactul, dar mașina s-a intrat în derapaj și a ajuns într-un șanț betonat, de unde a ricoșat într-un gard de beton, oprindu-se pe un pod. Martorii au sunat la numărul de urgență 112, văzând starea în care a ajuns autovehiculul. Ieșeam după pod de la socul meu și m-am asigurat că din jos nu vine nimeni. Venea într-adevăr un Duster la o distanță apreciabilă, iar din spatele lui a apărut mașina în cauză, cu viteză foarte mare, și l-am văzut în fața mea cum s-a intrat aici. La locul accidentului au ajuns echipajele poliției rutiere și ale serviciului de ambulanță Câmpul Mușcel. Tânărul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Municipal pentru investigații medicale și prelevare de probe biologice în vederea probării alcoolemiei din sânge, etilotestul indicând o valoare de 0,27 de miligrame alcool pur în aerul expirat. Șoferul a rămas acum pieton, a fost amendat și va trebui să suporte costurile reparației mașinii și ale gardului lovit, pentru că asigurarea RCA nu acoperă pagubele în cazul în care șoferul a consumat alcool.